Viitorul ministru al finanțelor ar putea fi Ion Chicu, actualul secretar de stat al ministerului. Anunțul a fost făcut de prim-ministru. Voi face demers către Igor Dodon și sper să nu se împotrivească, a declarat Pavel Filip. Șeful statului nu a avut încă nicio reacție. Fotoliul ministrului de finanțe a devenit vacant după ce Octavian Armașu a fost ales guvernatorul Băncii Naționale. Ion Chicu s-a născut la data de 28 februarie 1972 în satul Pârjolteni, din raionul Călăraș. Este căsătorit și are trei copii. Din luna ianuarie a anului curent, el a fost numit în funcția de secretar general de stat al Ministerelor Finanțelor.